Suntem la Staviplan alături de Bogdan și acesta o să ne spună cu ce se ocupă Staviplan în primul rând. Bine ați venit! Staviplan este o companie de software development. Dezvoltăm o aplicație software pentru firmele de instalații din Europa, pe diverse platforme, Autodesk și, bineînțeles, acoperim toate celelalte zone adiacente software developmentului, inclusiv partea de servicii. Oferim asistență tehnică locală clienților din România, documentație și așa mai departe, training-uri. Ce înseamnă Stab Experience? Stab Experience este umbrela sub care îmbrăcăm toate programele pe care le oferim studenților din cadrul Universității Transilvania, de aici din Brașov. Care sunt aceste programe? Sunt mai multe programe. Cele mai populare sunt programele de școală de vară, de practică de vară, internship-urile, diverse stadii de pregătire pe care le oferim studenților. Facilităm de asemenea burse Erasmus către firmele noastre din Olanda și, bineînțeles, toate aceste programe pe care le oferim studenților se finalizează prin angajarea celor mai bune studenți ca angajați permanenți ca stat. Ce așteptări aveți de la studenți? Avem aceleași așteptări pe care le avem de la toți colegii, să fie ce pot ei mai bine, să dea tot ce pot mai bun și în Staviplan au ocazia să fie creativ și să fie inovativ. Bună, alături de mine l-am pe Ștefan. Ștefan, spune-ne, de cât timp lucrezi în cadrul acestei firme? Din iulie anul trecut. Și cu ce te ocupi mai exact? Lucrez pe partea de programare și îmi fac mai divers. Lucrez pe diverse proiecte. Primul proiect la care am lucrat a fost chiar pentru Stab Experience. A fost prima versiune a site-ului pe care să vină studenții noi, să-ți vadă ce înseamnă Stab Experience, să poată să înscrie. Între timp a fost proiectul al studenții noi mai departe, tot din Stab Experience. Care ar fi cea mai mare realizare a ta din cadrul firmei? Până acum a fost terminarea unui proiect destul de important cu 2 luni jumate înainte de cât se așteptau cei de sus. Da, foarte bine, felicitări! Și dacă ai cumva un sfat pentru studenții care vor să vină aici? Să vină fără griji, fără emoții. Aici poți să faci foarte multe, înveți, asta în primul rând asta, înveți foarte multe, mai multe decât înveți la facultate, deși nu vreau să sună urât. Dar asta este adevărul. Cam asta este adevărul. Înveți mai mult într-o firmă decât în bancă la școală. Bună, Adela. Bună. De cât timp lucrezi la Staviplan? Tot din iunie anul trecut. Am intrat toată cu Ștefan. Da. Și cu ce te ocupi în cadrul firmei? Lucrez ca programator și lucrez la o aplicație internă. La ce proiecte ai participat până acum în cadrul companiei? Sunt pe un proiect numit Arata Garden. E folosit intern pentru a vedea cum se lucrează pe cealaltă aplicații făcute de firmă și la un proiect numit Electrical Control. Foarte bine. Care spui că ar fi cea mai mare realizare a ta din cadrul firmei? Păi, o realizare, pot să spun că e terminarea proiectului cu 2 luni jumate înainte. Am fost în aceeași echipă cu Ștefan. Și ce înseamnă Stab Experience? Păi, e un program prin care poți să înveți foarte multe dacă ești dedicat. Avansezi destul de repede față de cunoștințele din facultate. Marian, bună, Marian. Bună. De cât timp lucrezi în cadrul firmei? Am început aici în 2014, deci fac parte din Stab Experience, din generația 2014. Și cu ce te ocupi? Sunt programator web. Care este cea mai mare realizare a ta din cadrul firmei? Cea mai mare realizare cred că a fost predarea cursului de web celorlalți angajați care nu lucrează neapărat cu web-ul. Ce sfaturi ai pentru studenții care doresc să vină aici? Stab Experience e o oportunitate perfectă pentru cei fără experiență și care vor să-și înceapă o carieră într-o companie. Acum alături de noi avem pe Luca și Răzvan. Bună! Salut! De cât timp lucrați la Staviplan? Din vară. Iulie. Amândoi ați început deodată? Da, eu...
Da, 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 am 5 zile în fața ta. Tu ai intrat pe 7 iulie, parcă, și eu m-am angajat în pentru iulie anul trecut. Deci ai mai multă experiență. Cu ce vă ocupați în cadrul firmei? Eu sunt programator, adică nu, încerc să devin programator. Eu sunt asistent de vânzări, mă ocup de gestiunea întregului proces de vânzări. Ce înseamnă Stab Experience? Primul pas, sau al doilea, mai degrabă, în viitoarea mea carieră de programator și de director general pentru UVA. Multă baftă, ce pot să vă spun. Da, chiar, mult succes. Abia aștept să vă spun asta. Sper. Da, pentru mine Stab Experience a fost o experiență adevărat plăcută, dat fiind faptul că am reușit să-mi găsesc locul într-o companie și mai exact în aceasta, care oferă, bineînțeles, toate posibilitățile să te dezvolți, să capezi cât mai multe cunoștințe și să avansezi într-o direcție clară. Altfel, da, cred că este chiar o oportunitate pentru oricine să treacă prin exact același proces pe care am trecut și eu și să capete toate aceste cunoștințe.